Enchantée. Nu știu de ce fac tot timpul chestia asta. Mă dau cu ruși și după aia beau ceva. Dar e bine că rezistă rujul ăsta de la L'Oreal. Ce nu rezistă și ce nu o să aibă o soartă prea bună în curând vor fi produsele care se află în această cutie. Și după cum știți, cutia neagră reprezintă the bad, the ugly, the real stuff. Ne luăm de câteva produse care nu au funcționat pentru mine în ultima vreme și pe care le-am testat și le-am încercat și care m-au supărat de principiu. Și aș vrea să știu și voi dacă le-ați încercat și dacă vi s-a părut la fel sau dacă aveți alte experiențe nefericite cu alte produse. E bine să le împărtășiți așa cu noi din când în când ca să știm de ce să ne ferim. Având în vedere că avem o selecție minunată aici, zic să începem. Și o să încep cu un produs la care bănuiesc că vă așteptați, pentru că i-am dedicat un clip, i-am dedicat un first impression și eram foarte entuziasmată de el, pentru că văzusem așa o reclamă, cum te dai cu el și nu se ia pe mască și am făcut așa un first impression și am vrut să văd dacă chiar funcționează chestia asta. Nu numai că nu funcționează și se ia pe mască, dar este și submediocru din punctul meu de vedere și mă refer la fondul ăsta de ten de la Maybelline, care vrea să zică că rezistă 30 de ore și că nu se transferă pe mască și că îți face tenul să arate bine. Acum eu este super stay. Acum eu înțeleg că el a fost cumva conceput pentru persoanele cu tenul mixt spre gras, dar eu având un ten mai uscat, mai deshidratat, așa mix spre deshidratat, dar el nu are neapărat un finish foarte mat. Este mai mat decât celelalte fonduri de ten ale mele, da? Care sunt destinate pentru ten uscat, clar. Este ceva mai mat, dar nu cred neapărat că o persoană cu tenul super gras s-ar putea înțelege bine cu el. Ce m-a deranjat la el este că, în ciuda tuturor metodelor pe care le-am încercat, și am încercat câteva de a le aplica, dacă reușeam să-l fac să stea bine la început, după aceea pe parcursul zilei tot îmi evidenția porii și am o mare problemă în perioada asta aici, deci aici am niște cratere imense, nu știu ce se întâmplă, dar aici brusc să... și se văd foarte tare, știți, mai ales că eu mă încrunt și se văd. Plus pe aici, pe zona asta, iar și îmi evidenția foarte tare porii și cicatricile de la acne și per total nu a avut un aspect care să-mi placă. Deci per total nu mi s-a părut neapărat cel mai grozav fond de ten. Acum, repet, înțeleg că este pentru persoanele cu tenul mixt gras și poate de-aia pe tenul meu să arate puțin mai ciudățel. Dar l-am încercat și cu Fix Plus și asta este o metodă foarte bună să o faceți dacă aveți un fond din ăsta de ten. Este ceva mai uscat, așa, mai mat. Da? Care are un finish mat și vreți să le dați un finish luminos. Umeziți Beauty Blender-ul după ce îl spălați, îl stoarceți bine, bine, bine de tot să nu mai curgă nicio picătură de apă din el și îl umeziți cu Fix Plus și aplicați așa fondul de ten cu buretele umed de Fix Plus. Așa ar trebui să aibă, să primească un finish luminos și l-am încercat și așa, într-adevăr finish-ul i s-a mai schimbat, dar spre finalul zilei tot așa arăta, adică tot se vedeau porii foarte intens, se separa pe aici așa, mi s-a luat de pe barbă, de pe unde începuseră să-mi apară coșuri și per total nu mi-a plăcut aspectul, pentru că am opțiuni mult mai bune. Nu e neapărat cel mai rău fond de ten pe care l-am încercat eu, există fonduri de ten mult mai groaznice decât ăsta, dar nu m-a dat pe spate, este, cum v-am zis, mediocru sau submediocru și
am opțiuni mai bune, chiar de la Maybelline am o opțiune mult mai bună care este favorita mea de altfel, doar că ăla este luminos, atenție pentru cei care aveți sau cele care aveți tenul gras, da? Și mă refer la Dream Urban Cover, este de 1 milion de ori mai bun Dream Urban Cover decât ăsta. Apoi, am aici o cremă colorantă de la La Roche-Posay. Asta am primit-o în kitul ăla de la școala de beauty vlogging și am tot zis că o încerc și am încercat-o acum în primăvară. Prima dată când am aplicat-o m-am speriat puțin de ea pentru că era prea închisă pentru tenul meu la momentul ăla. După care, la fel, am mai aplicat-o de câteva ori și nu prea mi-a plăcut. În primul rând, culoarea mi se pare destul de ciudățică, mi se pare bizară culoarea. Acum, eu având nevoie de o culoare mai închisă decât în mod normal pentru că sunt puțin bronzată. Deci n-ar fi o problemă că este mai închis, ci mi se pare, nu știu, sub tonul mi se pare ciudățel, adică nu știu, nu pot să-l încadrez nici la rece, nici la cald, în fine. Dar pe lângă asta, ce mă deranjează cel mai tare este felul în care arată. L-am aplicat și ieri ca să fiu sigură că nu-l pun în clipul ăsta degeaba. Doamne, și arăta groaznic tenul meu. Deci, efectiv, știți cum arăta tenul meu? Ca atunci când te arde soarele, doar pe anumite porțiuni, pentru că se strânsese și pe aici așa se vedea, iar în rest nu se mai vedea, mai ales că am și dormit ieri și mi-am pus fața pe pernă. Efectiv s-a luat de peste tot, de pe aici din zona asta unde mi-am mai atins fața sau unde am atins fața de altceva și da, arăta într-un mare fel și plus că lucea foarte tare. Să zicem că asta cu lucitul n-ar fi neapărat o problemă, că poți aplica o pudră dacă vrei. Dar nu mi s-a părut nici că blurează porii, nici că îți uniformizează foarte bine nuanța tenului, nici că face nimic în mod deosebit. Adică dacă nu-i văd utilitate, de ce era așa aplica-o? Doar ca să zic că am o cremă colorantă pe față, de măcar să-mi blureze porii dacă nu uniformizează nuanța tenului sau să uniformizeze măcar nuanța tenului dacă nu-mi blurează porii, știți? Măcar la modul ăsta. Și se simte grasă pe față, se simte așa ușor slinoasă, nu e neapărat senzația aia de... cum era la aia de la Nivea, știți? Dacă vă aduceți voi aminte că v-am mai zis într-un clip de BB cream-ul de la Nivea care era foarte dens, foarte gros și părea așa uleios și îl simțeai uleios pe față. E, asta nu e chiar atât de uleioasă, dar totuși o simți și e așa o senzație inconfortabilă, mai ales acum vara. Eu ori mă gândesc că scopul ei este să fie confortabilă, că e o cremă colorantă, că e pentru vară, e ceva lejer. Dar din păcate nu-mi place deloc nici cum se așează, nu-mi place nici cum arată tenul meu și mai ales nu-mi place cum arată tenul meu cu ea după, nu știu, câteva ore bune, să zicem, după 5-6 ore de la aplicat. Apoi am un produs pe care l-am cumpărat, fiindcă am fost bullied de Pebbles, că altceva nu pot să zic, pentru că Pebbles este o bully, că așa e ea în ultima vreme, care se tot lua de mine că eu folosesc numai creme de față ieftine și că sunt inutile cremele mele de față și că e oribilă crema mea de la Gerovital. A îndrăznit să se ia de Gerovitalul meu și mi-a zis că da, că nu ești tu o cremă de oameni. Ok, și ce înseamnă o cremă de oameni la tine? Și la ea, cremă de oameni înseamnă crema asta de la Clinic, care de altfel este foarte faimoasă. Și numai bine, am dat o comandă pe Notino, zic ea, hai mă să încerc faibuloasa cremă de oameni. Este crema de la Clinic Moisture Surge, pe care i-a recomandat-o și a spus că este Dumnezeul cremelor. Nu este Dumnezeul cremelor, din pare rău să zic, dar este chiar groaznică. Și este groaznică din două motive mari și late. Numărul 1, are enorm de mult alcool în ea. În momentul în care o aplici, simți cum se evaporă, așa, ți intră în nări alcoolul și ți intră în ochi. Și are foarte mult alcool în ea și... eu nu înțeleg, ea care are tenul sensibil, cum de poate să folosească așa ceva, dar, mă rog. Așa, și numărul 2 are foarte mult silicon în ea, ceea ce n-ar fi neapărat o problemă dacă ai aplicat-o sub machiaj, doar că are atât de mult silicon încât indiferent câtă cantitate aplici de cremă pe față, tot se fac așa scame. Și sunt realmente dezamăgită de crema asta de la Clinic, pentru că este un brand care cumva și-a creat un renume în a avea produse cosmetice, produse de îngrijire, de calitate, cu ingrediente atent selecționate, cu ingrediente bune, active.
Dar vă zic, nu miroase a parfum foarte tare, dar miroase a alcool crema asta și când o aplici, mama mia, deci nu vreți să știți. Ea așa are o textură foarte plăcută de gel, e foarte plăcută la atingere și intră relativ repede în piele, doar că îți lasă pielea aia mătăsoasă specifică siliconului, pe care ți-o lasă siliconul în general. Ceea ce eu n-aș evita, mai ales dacă aveți probleme cu acnea, spre exemplu, sau dacă aveți probleme cu tenul gras. Eu aș evita siliconul ăsta în exces, știți? Pentru că poate să ocluzeze pielea, poate să vă înfunde porii, poate să vă dea alte probleme și nu știu dacă vreți neapărat treaba asta. Și în plus de asta, cel mai rău lucru pe care îl puteți face pentru o piele iritată sau sensibilă este să puneți alcool pe ea. Da? Deci îmi pare rău pe băz, dar nu. Crema ta nu trece testul și noroc că am luat varianta mică. Noroc că am luat varianta asta mică, care a fost 70 de lei, că dacă luăm varianta mare, nebuneam. Un produs care a intrat recent în produsele care nu mi-au plăcut este acest ulei de demachiere de la Yves Rocher. Voi știți că sunt mare fan al uleiurilor de demachiere. Este metoda mea de demachiere preferată în momentul de față. Și eram chiar curioasă să testez uleiul ăsta de demachiere. Chiar vorbisem cu Eugenia că vrem să-l luăm, să-l testăm, pentru că noi avem tot felul de conversații din astea și tot timpul îmi zice, ea îmi face recomandări sau îmi povestește și îi mai zic și eu din ce testez. Și chiar ne pusesem în gând să testăm uleiul ăsta de demachiere, fiindcă tot așa și îi plac foarte mult uleiul de demachiere. Am făcut și o postare pe blog în care v-am povestit despre toate produsele pe care le-am primit de la Yves Rocher și de uleiul ăsta de demachiere. El zice că este ulei de demachiere cu mușețel. Băi, miroase ulei de măsline. În primul rând că miroase ulei de măsline. Deci are exact mirosul ăla de ulei de salată. Și ce m-a deranjat cel mai tare la el este că este foarte apos. Adică ăla de la Nivea pe care îl folosesc, chiar dacă este ulei, e, nu știu cum să, e uleios. E ulei uleios, ce să vedeți. Ați văzut că uleiul are o viscozitate a lui mai, este mai dens, da? Este mai viscos, așa, curge puțin mai greu decât apa. Ăsta este pur și simplu, zici că e apă, adică dacă te chinui puțin, chiar nu îl confunzi cu apa. Așa, doar că îți rămâne lucios pe piele și în momentul în care îl aplici pe față, se scurge așa, adică n-apuci să-l întinzi bine pe față, să-l emulsionezi, că ți se scurge, fiind foarte ulei, fiind foarte lichid, neavând densitatea aia și viscozitatea aia specifică unui ulei de demachiere sau unui ulei normal. Pe lângă asta, ce nu mi-a mai plăcut la el a fost faptul că nu demachează suficient de bine. Adică pe față, fondul de ten, blush-ul, pudra, astea, le-am depărtat destul de bine, adică nu am prea mari obiecții din punctul ăsta de vedere, dar la ochi, în ce privește sprâncenele, de exemplu, unde am un fard pus și un rimel din ăla de sprâncene și mascara de la ochi, aproape că nu le-am depărtat. Deci, cel puțin mascara de pe gene, aproape că n-a luat-o. Și a trebuit să vin cu gelul ăla de curățare, tot de la Yves Rocher, care să curețe bine, 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 ăla albastru, ăla intens cu microalge, care a curățat tot, a dizolvat toată mascara și a curățat tot. Pentru că ăsta nu prea dizolva. Și nu e mascara waterproof, adică nu port mascara waterproof, dar chiar și așa, un ulei ar fi trebuit să dizolve și mascara waterproof. Nu prea mi-a plăcut cum a acționat, l-am folosit de vreo 3-4 ori și mi-am dat seama că nu mă înțeleg cu el, așa că rămân deocamdată la Nivea și poate o să mai găsesc altceva. Următoarele două produse nu mi-au displăcut în mod special și v-am zis și în clipul cu skincare, cu rutina mea de skincare, că nu-mi displac în mod special, adică ele sunt bune, sunt niște produse care au acid hialuronic în ele, sunt de la Neutrogena, Neutrogena fiind un brand pe care știți că îl iubesc foarte mult. Dar, din păcate, sunt extrem de parfumate. Mă refer la gelul de curățare și la crema Hyalo Boost. Sunt ambele din aceeași gamă. Gama e albastră, care s-a lansat anul trecut, pare mi se, sau acum 2 ani? Nu mai știu. Parcă anul trecut s-a lansat cu un mare tam-tam, că a venit și la noi în țară Neutrogena și e bine și chiar mă bucuram la vremea respectivă.
sunt extrem de parfumate. Ele sunt bune. Crema este foarte hidratantă și nu are silicon, spre deosebire de altă. Nu are silicon, dar este extrem de parfumată. Este mult prea parfumată. Eu, în general, mă feresc de produsele extrem de parfumate. Nu știu, așa m-am obișnuit eu. Și este extrem de parfumată și nici măcar nu este un parfum natural, să zici că e un parfum, e un parfum chimic, clar cosmetic, clar adăugat acolo ca să facă produsul să se simtă mai frumos. Adică nu e un parfum, nu știu, de ceva, e un parfum chimic, n-aș putea să vi-l descriu, este miroasea, nu știu, odorizant de cameră, ceva de genul ăsta, nu știu să vă zic ce miroase, că nu e un parfum care să aibă vreo legătură cu ceva anume. Ambele produse sunt eficiente, sunt bune. Ăsta curăță foarte bine, este un gel de curățare mai blânduț, așa, nu este un gel de curățare tocmai agresiv, așa, și de-aia îl foloseam dimineața și îmi plăcea, dar este parfumat. Știți? Și hai să zicem că la gelul de curățare nu m-ar deranja atât de tare, că ăla nu-l țin foarte mult pe față, dar crema, da, n-aș îndrăzni să o folosesc prea mult timp, pentru că îmi deshidratează și mai tare tenul și e exact ce nu-mi doresc, având un parfum. În rest, ar fi fost niște produse absolut excelente și chiar aș fi fost super, super, mega, extra încântată să pot să mai recomand niște produsele la Neutrogena, care v-am zis că îmi place și este un brand care mi este foarte drag, dar din păcate astea două nu. Știți ce am făcut într-o zi? Am uitat să-mi iau gelul de duș în cabina de duș și am folosit asta pe post de gel de duș. Și pe corp nu mi s-a părut atât de... Că oricum, pielea de pe corp e mai rezistentă, nu e atât de sensibilă ca aia de pete. Și cred că așa am să fac, am să-l folosesc pe post de gel de duș, chiar dacă e gel de curățare. Și astăzi, în fise, cam ăsta a fost clipul meu de astăzi. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, să spuneți dacă ați încercat produsele astea și care au fost impresiile voastre despre ele. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o și să veniți pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.